afectează asta știind că primăria cumva se ocupă de fonduri la nivel orașului? Nu cunosc amănunte, dar ar fi greșit pentru că este o situație, nu comentez hotărâri de guvern. Eu vorbesc de administrația locală, este foarte greu să manipulezi atâția bani, să îi pui la fiecare mână, să semneze și așa mai departe. Era mult mai ușor ca banii să intre în cont, omul să-și acceseze prin card și fără niciun risc de a transporta banii acasă. Aici există două riscuri. Unul pentru cel care face această plată și al doilea pentru cel care transportă banii acasă, pentru fiecare cetățean, pentru fiecare profesor. Deci părerea mea că... V-am întrebat vis-a-vis de profesor pentru că era problema salariilor profesorilor plătite prin administrația publică locală, pentru că știrea plătite, privește cam toți bugetarii. Știrea privește toți bugetarii. Mă rog, e o știre văzută pe internet, apărut așa la nivel național. Nu cunosc aceste amănunte. Părerea mea este că procedura prin bancă este cea mai sigură. Dar măsura s-a luat pentru că s-ar fi calculat că o persoană care primește salariul pe card din cauza comisioanelor pierde nu știu ce sumă din salariul ăla anual. Mic, un procent foarte mic, dar care, dacă se renunță, poate aduce la multe neajunsuri. Să vedeți că infracționalitatea a crescut, tentațiile în moment de criză există și nu avem nevoie de necazuri.